starețul tadei de la Vitovnița despre liniște și pacea sufletului. Pacea sufletului este cea mai înaltă stare pe care omul care se străduiește să trăiască potrivit poruncilor lui Dumnezeu o poate dobândi. Cel mai însemnat lucru este, cred, spunea părintele, paza păcii inimii. Să nu vă tulburați sub niciun chip în inimă trebuie să domnească pacea, liniștea, tăcerea. Cu orice preț, păstrați-vă pacea lăuntrică. Mai ales cel bolnav trupește, poate simți o mare ușurare atunci când se liniștește, sufletește și caută să-și păstreze pacea inimii. Când omul este liniștit și sistemul nervos se relaxează, și atunci totul este mai ușor. În acest caz, liniștirea înseamnă smerenia, adică supunerea față de voia lui Dumnezeu, cu credința că El știe ce e mai bine pentru noi și mai de folos pentru mântuirea noastră. Dacă cere de la sine prea mult, atunci omul se chinuie singur. Orice are nevoie omul, nu poate nimic fără să îngăduie Domnul mult ajută în păstrarea păcii, mulțumirea pe care o aduce lui Dumnezeu pentru toate. Omul nu trebuie să ceară mult, ci să primească totul ca din mâinile lui Dumnezeu. Tot ce îi se va întâmpla este pronia lui Dumnezeu și trebuie să se supună. Cei care au multă credință în Dumnezeu se simt mereu mângâiați gândindu-se că nimeni nu le poate rândui viața mai bine decât Dumnezeu. Aceștia se odihne sufletește, având siguranța că Dumnezeu le poartă de grijă. Și chiar de li se întâmplă ceva rău, aceștia se sârguiesc să caute folosul și învățătura și să sporească în credință, în răbdare, în înțelegere, smerenie și dragoste de Dumnezeu. Dacă vei avea gânduri bune, vei avea și pace. Toată tulburarea noastră pornește din minte, de la gânduri. Ne împovărăm cu griji care nu ne sunt de folos. Omul se încarcă singur cu gânduri care nu-i folosesc, căci el nu poate face nimic. El poate să cugete, să gândească asupra binelui, dar a face bine, fără Dumnezeu, nu poate numai cu putere dumnezeiască putem face binele, căci singur Dumnezeu este bun. În El se află toată bunătatea și milostenia. Domnul este pretutinde în prezent și ajută pe fiecare, pe cel slab și pe cel tare. Toți au nevoie de ajutor. Nu lua asupra ta peste măsură grijile lumea acesteia, ci păzește-ți pacea și trăiește cu Dumnezeu, lasă lucrurile în voia lor. Când omul este cuprins de întristare, să nu se tulbure și să nu-și facă griji cu privire la ce va fi cu el, știind că Dumnezeu este guvernatorul vieții lui. Depresia apare atunci când omul se gândește cum va fi, ce va fi și se chinuie. Își complică singur viața. Iată ce spune asta rețultadei de la vitofnița. Dacă aș gândi cum va fi ce va fi, nu aș mai avea pace. Lasă să se îngrijească Dumnezeu de ce va fi, și va fi ce va fi. Cum e voia lui Dumnezeu așa o să fie, dacă te așezi în voia Domnului, atunci nu merită să te mai gândești, de vreme ce nu poți crea nimic prin tine însuți cu gândurile tale cei din jurul nostru primesc ceea ce este în lăuntrul nostru. Te duci apoi mâhnit la familia ta și dispoziția ta proastă se răspândește în casă. Cine e de vină după aceea pentru aceasta? Tu singur ești vinovat. Gândurile tale se întind, se răspândesc prin tine. Nu putem dobândi pace atunci când urăm, când gândim rău. Vezi bine că dacă urăști, îți strici dispoziția sufletească, dacă însă omul înlătură din răntrul său răul, va fi liniștit. Pacea sufletului vine din iubirea necondiționată și din încrederea de plină în voia lui Dumnezeu. Dar ce am putea noi, ca oameni, să ne dorim mai mult decât să fim una cu Dumnezeul nostru, cu Părintele nostru? Pentru aceasta ar trebui în scurta noastră viață de aici să învățăm cum să ne apropiem de El, dar nu avem putere de la noi înșine. Trebuie să ne apropiem de Dumnezeu precum copiii simpli și nevinovați din inimă, să-L rugăm să ne învețe cum să fim buni, cum să-L iubim cu tărie, așa cum îl iubesc Maica Preasfântă, Îngerii și Sfinții. Domnul nu ne va lăsa așa orfani dacă îi suntem mereu aproape din adâncul inimii. El așteaptă ca inima noastră, sufletul nostru, să se aprindă și mai puternic în poftirea și dorirea după Dumnezeu, să ne învrednicim a nu cădea niciodată de la El și din dragostea sa. Adesea, aici pe fața pământului, se abat asupra noastră multe necazuri și greutăți. Toate acestea se întâmplă pentru că încă nu ne-am smerit. Când Sufletul se zmerește și se supune voie lui Dumnezeu, atunci încetează și suferințele și necazurile, căci atunci și suferințele și pătimirile se fac dragi inimii și Sufletului. Căpătăm atunci o cu totul altă înțelegere a vieții, nu mai cugetăm după înțelepciunea viacului acestuia trecător așa cum face lumea, le înțelegem pe toate altfel tot ceea ce privim este parcă strălucitor, totul este mângâietor. Toate ne sunt bune, pentru că toate sunt dragi lui Dumnezeu. Suntem zidirea sa și tot ceea ce a fost zidit este al său. Și el a zidit acestea pentru sine, ca să fim părtași la dragostea sa dumnezeiască, la pacea și bucuria cea dumnezeiască. Iată, vai mie, spunea părintele, după cum vedeți, trebuie să ne tămăduim, să nu primim invidia și răutatea în inimă, căci se năruie pacea lăuntrică și liniștea sufletului. Iată de pildă, suntem liniștiți și plini de pace. Însă vine la noi un prieten ce ne povestește despre cineva care ne-a făcut odată mult rău, că acum a ajuns bine. Și deoarece nu l-am iertat cu adevărat? de îndată se ivește noi Duhul invidiei. Iată cum nu purtăm de grijă. Se cuvine așadar să fim neîncetat în rugăciune și să nu primim cursele Duhului invidiei. Sfinții părinți spun, dacă depărtăm de la noi ispita Duhului vicleniei, fără luptă dobândim biruința. Ei au vorbit așa din cercare. Dacă îndepărtăm de la noi ispita, biruința este dobândită fără luptă. Duhurile rele din văzduhuri ne ademenesc neîncetat în cursa gândurilor. Când Sfântul Antonie cel Mare a văzut ce rele meșteșugiri urzesc toate duhurile viclene de sub cer, a oftat și a zis, Dumnezeul meu, cine va putea scăpa de acestea? Și a auzit glasul lui Dumnezeu, numai cei smeriți și blânzi vor trece. Ei nici nu sunt atinși de ele. Vedeți, când sufletul se zmerește, când se supune voie lui Dumnezeu, duhurile rele și viclene nu mai au puterea asupra lui, căci se află sub ocrotirea Harului Sfântului Duh, sufletul acela este acoperit de focul dumnezeiesc. Să cădem cu toată inima înaintea Domnului, să ne rugăm să ne învețe să fim buni, precum îngerii și sfinții. Cât este de bine să fii între oameni buni, între cei ce duc o viață sfântă. Aici pe pământ oamenii sunt datori să se străduiască, să nu primească ispita duhurilor viclene. Sfinții părinți spun că e bine să ne păzim, să priveghem, să știm că fiecare gând care ne tulbură liniștea lăuntrică Vine din iad, și să nu primim această ispita gândului, ci să o alungăm de grabă. Dacă înconvințăm și începem să vorbim cu cugetul, cu gândul, ne-am prins în regele iadului. De la unele gânduri drăcești ca acestea, încep a roi multe altele, și abia după aceea vede omul pe unde s-a rătăcit și ce a făcut. Un rău se adaugă altui rău iar apoi când omul își vine în fire spune, La ce mi-au fost de folos toate acestea? Eram un om pașnic și liniștit și iată dintr-o dată totul s-a stricat. Și totul s-a stricat pentru că nu am vegheat ce am ascultat de gândurile rele. Dragostea, bucuria, pacea, toate acestea sunt daruri dumnezeiești, însușiri dumnezeiești dragostea unește toate la oaltă, pacea izvorăște din om și răspândește liniște, bucuria ridică povara de la sufletul omului. Când vine un suflet bucuros la unul întristat și aduce gânduri blânde și pașnice, parcă dintr-o dată cel din urmă se înseninează. Așadar, dragostea, pacea și bucuria fac minuni și împreună pot porunci tuturor făpturilor când dragostea, bucuria și pacea sunt înrădăcinate și unite în inimă, se face pace oriunde și îndreaptă un astfel de suflet gândurile, căci din el izvorăște pacea. Sfinții părinți spune că un astfel de suflet care a dobândit pacea poate să mute și munții, se săvârșesc tămăduiri. Domnul a arătat cum se săvârșesc minunile, și a spus că le vom face cu puterea sa dumnezeiască și vor fi semne ca acestea. Vom pune mâinile pe bolnav și se vor tămădui. Acestea sunt în tocmai cuvintele lui Dumnezeu. Dar noi ne-am pierdut bunătatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și ne-am încurcat rău în cugete și gândurile și nu putem ieși din strânsoare ca să fie pace în inimile noastre trebuie să fim cu băgarea de seamă, ca în inima noastră să nu pătrundă ceva care să tulbure pacea. Noi trebuie să ne ostenim cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu este puternic și din toate ne poate izbăvi. Dar noi, nepricepuți fiind în viață, nu știm să ne păstrăm pacea lăuntrică. Domnul vrea ca noi, din adâncul cugetului, cu deplină înțelegere să alungăm răul și să-l primim în inimă pe Dumnezeu și binele său. Pentru aceasta este nevoie să ne întoarcem la Domnul, singurul izvor al vieții. Să ne apropiem de Dumnezeu, căci de El ne-am depărtat. Ne îndepărtăm uneori și de cei mai apropiați ai noștri. Adeseori ne simțim înstrăinați chiar și de cei mai apropiați nouă din pricină că ne-am îndepărtat cu cugetul, cu mintea și gândurile noastre de adevăratul nostru Părinte. Se cade așadar să ne îndreptăm grija către ceea ce mișună în noi, a ne ruga zi și noapte Domnului să ne izbăvească de tot răul, să ne curețe și să ne dea putere să alungăm ispita duhurilor viclene. Dacă primim ispita și am înconvințat-o, de îndată începe lupta. Alungăm o ispită de gând, iar dracii ne încearcă cu a doua, cu a treia și a patra. Și nu avem pace, nu avem liniște. Atunci trebuie să ne întoarcem cu mintea și cu inima către Domnul. Doamne, iată, n-am tărie, nu m-am învățat bine din tinerețile mele. Învechitul m-am în zile într cele celerele, îmbătrânit a viclenia împreună cu mine iar acum de mult o stenear am trebuință ca să o lepă de la mine și să o smulg din rădăcină. Dar tu puternic și tare ești, Dumnezeule, învață-mă să fiu nevinovat, simplu, blând și zmerit. Răsplătește-mă cu Dumnezeștele tare daruri, așa cum răsplătești pe îngerii și sfinții tăi. Și așa, neîncetat, în simplitatea inimii și cu vorbele noastre, fiecare suflet să cadă înaintea Domnului, căci este nevoie de rugăciune, oricât de scurt ar fi ea, să ne ridicăm din pat, din somn și de îndată să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că s-a milostivit a ne trece cu bine peste încă o noapte. Când vine seara, să mulțumim pentru toate, căci Domnul este dătător de viață care pe toate le dă. Așa ne arătăm dragostea față de El, și pentru aceasta ne va lipi lui -și. Dacă Sufletul iubește sincer rugăciunea, nu se mai poate despărți de Părintele său ceresc. Este neîncetat cu Dumnezeu mereu în prezența sa, fie că vorbește cu oamenii, fie că este la muncă, la serviciu, este neîncetat cu Dumnezeu și se mișcă în prezența sa, precum îngerii și sfinții. Iată, aceasta este arvuna împărăției cerurilor încă de aici, de pe pământ, un astfel de suflet s-a obișnuit cu viața cerească și trece din această viață a multor chinuri și osteneli la bucuria cea veșnică a fericirilor, ca unul ce s-a curățit încă de aici. Așadar, spune starețul Tadei, vă doresc tuturor tot binele de la Domnul și de la Maica Preasfântă, care este o mare ocrotitoare. Ea este numai dragoste, Maica Preasfântă. Sfântul Dionisie Ariopagitul și-a dorit să o întâlnească pe Maica Preasfântă și iată cum s-a simțit în prezența Maicii Dumnezeu, spune Sfântul Dionisie. Dintr-o dată m-am slobozit de orice grijă a lumii acesteia și m-am luminat de o bucurie, pace și fericire negrăită. Vedeți? Pe acestea ni le dorește neîncetat Maica Preacurată și se roagă zi și noapte să ne apropiem din inimă de ea cu întreaga noastră ființă, căci Maica lui Dumnezeu este o apărătoarea și mijlocitoarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Ea îl va ruga pe fiul ei să ne dea putere ca să fim buni și milostivi, așa cum sunt îngerii, ca să-L slăvim pe Dumnezeu aici pe pământ și în veșnicie. Nouă nu ne este îngăduit să ne legăm de lucruri lumești, Cetele îngerești nu se robesc cu cugetul de lucruri. Îngerii privesc lucrurile, dar nu sunt robiți cu cugetul de ele. Iar noi oamenii, când vedem un lucru ce ne ademenește, îndată ne alipim de el, groaznic și înspăimântător.